Bine ați venit la AvocatNet TV. Mă numesc Va Valentina Saigo și sunt gazda dumneavoastră în această seară, în care vom vorbi despre obligativitatea medierii înaintea unui proces. LTV. Invitata mea în această seară este Aniela Ionescu-Bădița, partener la Bădița M. Pop, avocat, practician în insolvență și mediator autorizat. Bine ai venit, Aniela! Bună seara! Bine v-am găsit! Mulțumesc pentru invitație și mai ales pentru inițiativa de a avea o emisiune cu un topic actual și controversat. Și controversat, și controversat de Hai să începem cu începutul. Spune-ne tu, de fapt și de drept, ce este Mediera? În primul rând aș dori să precizez faptul că sunt invitată dumneavoastră Uh, reprezint uh, ideile pe care le voi expune sunt uh, părerile mele, nu reprezint uh, vreo instituție uh, în acest sens. Uh, pur și simplu am venit să discutăm despre uh, un subiect uh, foarte actual și de maximă importanță. Medierea, ce aș putea să spun, în primul rând, este o modalitate de soluționare a conflictelor între părți, o modalitate de rezolvare amiabilă. Și eu consider că este vorba, în primul rând, de o evoluție a societății, adică trecem de la legea talionului. Trecem de la îndârjirea care părțile încearcă să-și dispute conflictele în instanță Cu judecători, avocați, controverse în, Într-un plan amiabil în care pot discuta, pot negocia, pot dialoga Medierea înseamnă dialog și negociere Deci, teoretic, o primă consecință a medierii ar fi scurtarea termenelor date în instanță s-ar concluziona sau s-ar soluționa anumite procese mai ușor decât ceea ce se întâmplă în momentul de față. Sigur că da. Medierea prezintă multiple avantaje și a venit în legislația noastră această apariție a acestei instituții în încercarea de a decongestiona instanțele de judecată, de a găsi metode alternative care să soluționeze mult mai ușor conflictele dintre, dintre părți. Și aici vorbim de mai multe avantaje pe care le are medierea. Așa cum ai spus, un prim avantaj este acela al celerității soluționării disputelor dintre părți. În contextul actual, apreciez că este un avantaj deosebit. Vorbim de instanțe care acordă, datorită situațiilor obiective, desigur, termene și în 2013, în această situație în care, practic, conflictul, disputa, nemulțumirea părților în instanță s-ar putea soluționa abia la 2-3 ani, poate și mai mult, de la momentul apariției conflictului, desigur, este un termen mult prea îndelungat și nesatisfăcător. Peste 2-3 ani, aproape că nu-și mai are finalitatea pronunțarea unei hotărâri într-un termen atât de îndelungat aici medierea vine să în ajutorul părților, în ajutorul justițiabililor, găsind oferind soluții mult mai rapide, astfel încât este o procedură care se soluționează în regim de celeritate. Deci, Acesta este unul dintre, unul dintre avantaje. Pe lângă acestea, desigur, medierea Oferă un avantaj care, în opinia mea, este primordial, și anume faptul că soluția la care se ajunge în urma medierii, adică o mediere finalizată cu succes, înseamnă, de fapt, o soluție care izvorăște de la părți, nu mediatorul decide, impune. Sau... impune este mediatorul, este persoana neutră care ajută părțile să dialogueze, să negocieze, să ajungă la un consens, dar soluțiile vin de la părți. Iar asta este extrem de important. Practic, părțile în felul acesta se liberează și de o frustrare până la urmă pe care o presupune o soluție impusă de o terță persoană care la urma urmei nu, vine, nu cunoaște intimitatea acelei spețe, ca să zic, decât o analizează din punct de vedere strict juridic, strict formal. Pentru că tu ești și mediator și avocat, poți să-mi răspunzi la întrebarea dacă aș avea o problemă, de ce ar fi mai bine să mă duc la mediator și nu la avocat? Desigur, există și în prezent multiple controverse între calea alegerii unui avocat sau unui mediator. Și aici răspunsul ar fi că există dispute care pot să fie soluționate pe calea medierii. Nu toate litigiile, nu toate neînțelegerile pot fi soluționate pe calea medierii. Cam ce neînțelegeri? Aici vorbim de litigiile de dreptul familiei, anumite dosare civile cu sume până la 50.000 de lei. Legea impune un plafon. Situații conflictuale privind drepturile consumatorilor anumite litigii penale care pot să fie de asemenea soluționate anumite litigii în materia dreptului muncii. Și atunci cele pe care legea pentru care legea permite soluționarea lor pe care medierii, eu aș le-a sugera părților să aleagă această variantă. Adică chiar privind din perspectiva unei părți, de ce să nu aleagă o cale mult mai scurtă? Mult mai rapidă, mai ieftină? mai ieftină, și care, pe lângă toate aceste lucruri, oferă posibilitatea unei discreții mult mai mari. Vorbim de o procedură care nu se desfășoară într-o sală de judecată, unde sunt 50-60-100 de oameni care asistă și care stau și ascultă toate problemele tale. Vorbim de o ședință de mediere care se arare are loc în, biroul mediatorului, într-un cadru intim, unde părțile își dezvoluie nemulțumirile, neînțelegerile, problemele în cadrul acela intim și restrâns. Deci, practic, se evită o expunere publică care este extrem de importantă, mai ales în privința chestiunilor de business. Eu, ca societate comercială, care poate la un moment dat, nu știu, nu sunt în măsură să achit anumite datorii pe calea medierii ajung la o negociere cu creditorul meu și atunci evit expunerea publică, evit ca și ceilalți parteneri de afaceri să afle despre situațiile financiare, despre micile probleme cu care se poate confrunta o societate comercială la un anumit moment. Hai să vorbim aici puțin despre actualitatea cu care a intrat profesia de mediator în momentul de față în discuție, în dezbatere. Și anume, care crezi tu că a fost scopul modificării recente a legii medierii și în special faptul că este obligatorie medierea înaintea unui proces? Ce presupune acest lucru? Ce înseamnă acest lucru? Și să vorbim puțin despre ședința de informare. A, a, cu privire la avantajele media, medierii. Din punctul meu de vedere, modificarea introdusă prin legea 115 din 2012 reprezintă un pas foarte important în dezvoltarea acestei instituții în țara noastră. Vorbim de o obligativitate nu a medierii, ci a informării. Da, Este o distinție foarte importantă pentru că în România, în momentul de față, medierea nu este obligatorie, ci doar va deveni din, ianuarie, din 9 ianuarie 2013, va deveni obligatorie informarea părților. Deci adică... părțile, înainte să pornească un litigiu, vor trece pe la mediator Înainte sau după pornirea litigiului? Înainte litigi. de pornirea litigiului Îmi iau partea de mână și mă duc la, exact, un, mediator la un mediator Și mediatorul nu soluționează conflictul Nu negociează Îmi spune avantajele medierii Așa este Și atât în, în această primă fază Partea care dorește să promoveze o acțiune judecată Se prezintă la un mediator autorizat De preferat cu... Partea adversă, partea care va deveni adversă, în vederea informării asupra procedurii de mediere. Asta înseamnă că mediatorul va ține o ședință de informare, o ședință care este gratuită. Și aici o să dezvoltăm, presupun că doresc să dezvoltăm da. acest subiect după aceea. Sunt economist, o, nu? Da. da, o să va țin această ședință de informare în care mediatorul este obligat să prezinte drepturile, obligațiile părților din mediere Cum se va desfășura această procedură, ce presupune, ce avantaje are și mai ales care sunt efectele unui acord În situația în care părțile ajung la un acord parțial sau total Asupra înțelegerii lor, se concretizează într-un acord de mediere, iar mediatorul în cadrul ședinței de informare este obligat să prezinte și consecinț consecințele juridice efectele acestui acord de mediere. Cum e posibil ca această ședință de informare să fie gratuită? Am văzut că nu știu, sunt 2500, puțin peste 2500 de mediatori în țară. Să presupunem că în bucurești sunt 500. Dacă înainte de a intenta un proces cuiva, trebuie să te duci la acel mediator să-ți vorbească despre avantajele medierii, mai are timp să medieze dacă face această informare pe gratis? Da, trebuie să aibă timp să și medieze, pentru că această etapă de informare este doar prima etapă care ar putea să declanșeze un proces de mediere, da? nici măcar nu este o fază concretă a procedurii, deci este o fază exact. premergătoare. Sigur că dar trebuie să găsim timp să și finalizăm. Ar fi o situație ideală, cea în care reușim să convingem părțile de utilitatea acestei proceduri și să recurgă la mediere. Este gratuită într adevăr această ședință de informare în conform legii, acest lucru a fost încă de la început de la apariția legii 192 din 2006. Vorbim de această gratuitate privind informarea. Mediatorul este obligat să prezinte toate aceste aspecte părților, astfel încât ele în deplină cunoștință de cauză să decide dacă doresc să meargă pe această cale sau dacă doresc să meargă în instanța de judecată. Desigur, vorbim de un efort logistic, exact, timp, că cheltuieli pentru un mediator Trebuie să aibă un birou, trebuie Așa să aibă este. două, trei, nouă scaune Eventual Așa un este. pahar cu apă Așa este, într-adevăr Însă, ca să putem să facem funcțional această instituție Trebuie să facem niște eforturi, în primul rând, noi mediatorii Și atunci, acest lucru vine în întâmpinarea justițiabililor prin susținerea acestei ședințe de informare în mod gratuit. Însă, există și situații în care, pentru această ședință de informare, de exemplu, este posibil să fie necesară anumite costuri. Și aici mă refer la faptul că, de exemplu, o persoană dorește să promoveze o acțiune, vine la mediator, dar partea adversă este în, este în conflict cu partea adversă, nu dorește să intre în vreo legătură cu aceasta. Nu, vrea, nu vor să vină toate părțile la mediator. Și atunci, persoana care inițiază procesul de mediere vine la mediator, formulează o cerere, dar în acel moment, practic, ar trebui să semnat un contract de premediere prin care s-ar cere ajutorul mediatorului ca să sprijine în vederea convocării părții adverse la ședința de informare concret, asta ar însemna niște cheltuieli, vorbim de cheltuiele poștale, nu vorbim de niște cheltuieli uh, ridicate. Adică să-l citeze cum ar veni? O cu... formă, se cheamă convocarea părții adverse, care se poate face fie de către partea interesată, care poate să-i trimite o scrisoare, o invitație, un e-mail, un telefon, deci convocarea se poate face prin orice mijloace care pot să dovedească primirea, uh, ori o face chiar partea, sau, în cazul în care nu este posibil acest lucru, poate să ceară ajutorul mediatorului care să facă această operațiune, însă asta, evident, presupunând câteva costuri, respectiv expedierile poștale. În cazul acesta se semnează un contract de premediere, deci nu vorbim de o mediere și de o acceptare, ci un contract de premediere, în baza căruia mediatorul are voie să trimită această invitație. Desigur, invitația și toată procedura sunt cele prevăzute de legea 192, adică o convocare într-un termen maxim de 15 zile, o reconvocare o singură dată în situația în care nu se primește un răspuns de la partea adversă, atunci, evident, nu este acceptată medierea și în această situație, desigur nu are cum să țină acea ședință de informare. Și atunci eu totuși care vreau să am un proces și m-a obligat legea să apelez la ședințele de mediere, cum demonstrez lucrul acesta? Adică mă ajută în acest sens mediatorul, îmi dă o adeverință, o adresă, o... că totuși am avut bună voință și m-am prezentat la mediere. Da. În mod normal, în urma ședinței de mediere, mediatorul eliberează tuturor, în situația în care se prezintă toate părțile pentru mediere, situația ideală, va elibera un proces verbal privind ședința de informare. Proces verbal care va fi semnat de mediator și de toate părțile participante. Aceasta este situația ideală. În situația în care nu dăm de toate părțile, nu vin toate părțile interesate, în această situație, desigur, după ce se îndeplinește procedura pe care am menționat-o mai devreme cu încercarea de convocare mediatorul va elibera o adeverință, un document în care va rezulta exact ceea ce a întreprins mediatorul conform legii în vederea convocării tuturor părților. Această adeverință va conține și dovezile privind expedierea celor convocări, astfel încât partea care dorește să promoveze o acțiune în instanță va avea dovada și va putea prezenta judecătorului dovada că a încercat să soluționeze această cale, acest litigiu pe cale amiabilă, a încercat măcar o informare asupra acestei proceduri, însă a ieșuat, dar nu din, din culpa sa. Cred că sunt mediatorii pregătiți pentru aceste ședințe de informare privind avantajele medierii în viitorul apropiat? Trebuie să fim pregătiți pentru că, din momentul în care a apărut legea, din momentul în care ne-am format ca mediatori, din momentul în care ne-am autorizat ca mediatori, Practic, ne-am asumat toate responsabilitățile ca să putem oferi logistica și tot suportul necesar de sfășurării în bune condiții a medierii. Desigur, mediera este la început de drum, însă, din punctul meu de vedere, face pași destul de importanți în, în ultima perioadă, și atunci sunt îndreptățită să cred că va deveni o instituție viabilă și funcțională. Este necesar să ai studii juridice ca să fii mediator sau nu, nu este. Ce studii trebuie? Nu este necesar în momentul față să fii, să ai studii juridice, pentru că medierea poate să vizeze atât aspecte litigioase, dar și conflicte de natură etnică, de exemplu, sau sociale, de orice altă natură. Deci, medierea nu se aplică numai în cazul litigilor din instanță sau situațiilor legate de drept, de pentru care nu vorbim de o specializare neapărat a mediatorilor. De altfel, aici legea, în situațiile în care se spunem că un mediator care nu are o altă formare, și ca în domeniul juridic, poate să apeleze, pentru că legea îi permite, să apeleze la persoane specializate. Avocați, experți, de situațiile care este necesară o lămurire absolut tehnică asupra unor aspecte, se poate apela la, la experți în acest sens. Adică... Așa că legea permite să, să ai un consilier pe anumite probleme care să suplinească, evident. Nespecializarea pe un anumit domeniu Adică există posibilitatea ca eu, dacă am un conflict care are legătură cu dreptul familiei Să ajung la un inginer care să medieze acest conflict? Ajungeți la un mediator, <laughs> nu ajungeți la un, la un inginer Deci în situația aceasta se ajunge la un mediator Care se va asigura că va avea toate condițiile necesare desfășurării unei medieri am înțeles. Uh, am o întrebare de pe site. Ca mediator poți activa în mai multe județe? Ai obligația să te înscrii la judecătorie sau tribunal? Nu, este vorba de pentru accesarea în profesie să facă niște cursuri, desigur de examene, iar după ce uh, se dobândește această calitate și să obțin toate Examenele, se promovează toate aceste examene, mediatorul trebuie să autorizeze pentru a putea funcționa. Și în urma acestei autorizări, practic, în acel moment, ai dreptul de a-ți desfășura activitatea ca mediator. Această înregistrare se face, desigur, în raza fiecărui județ respectiv a municipiului București, în funcție de sediul biroului de mediator societății de mediere și în aceste situații, desigur, avem mediatori care sunt înregistrați în București și în toate celelalte județe ale țării însă competența acestora nu este restricționată la aria județului sau a Bucureștiului Adică poate fi un mediator înregistrat în Giurgiu și, și să poate să medieze în un Sigur că da, un litigiu între mm -hmm. alte părți din, din locurile. Ce diferite. se întâmplă? Să zicem că trecem de ședința de informare, ajungem la medierea propriu-zisă. Ce se întâmplă cu decizia dată de către mediator? Poate fi invocată în instanță? În primul rând, nu putem vorbi de o decizie dată de mediator. Și aici revin la prima noastră întrebare apropo de avantaje, deci nu mediatorul de decizie, nu o dă judecătorul, ci este practic o, un acord, o soluție găsită de părți, acceptată de părți, venită chiar de la părți. Iar acesta, repet, din punctul meu de vedere, este un mare avantaj al, al medierii. Și în urma ședinței de informare, în situația în care părțile sunt convinse de utilitatea acestei proceduri, vor semna contractul de mediere. În baza acestui contract de mediere poate să înceapă procedura propriu-zisă de mediere, care înseamnă, așa cum am zis, negociere, dialog, discuții, astfel încât să se ajungă la o soluție, la o rezolvare a conflictului chiar de către părți. Și atunci, practic, toată această înțelegere se va concretiza într-un acord de mediere, care poate să fie total sau parțial. Părțile pot să-și rezolve parțial problemele pentru care aveau situația conflictuală. Pentru partea care nu s-a putut rezolva pe calea medierii, desigur, pot să meargă mai departe în instanță. Și să pot răzgândi la un moment dat? adică? Pot sigur, în cursul procedurii de să mediere. Să nu respecte termenii? După ce se finalizează medierea pot nu. să nu respecte? După ce se finalizează medierea, acordul de mediere este supus verificării legalității și încuvințării instanței de judecată ah, sau interesant. notarului public. Și atunci, în acel moment, practic se consințește voința părților într-un document care are valoarea unei hotărâri de expedient, adică unei hotărâri care trebuie pusă în aplicare. Și asta înseamnă că în acel moment părțile nu se pot răzgândi Aha. Deci, Aici vine valoarea și forța juridică a acordului de mediere Pentru că altfel, aceasta a fost și intenția legiuitorului Pentru că altfel, practic, oricând după ce se parcurgea această se procedură Părțile se puteau răzgândi și practic procedura devenea ineficientă Deci ai, după ce se termină poate interveni notarul? Este supus analizei notarului, în cuvințări notarului sau instanței de judecată, dar doar pentru validarea. Deci, voința părților nu este alterată nici de către judecător, uh -huh. nici de către notar. Uh -huh. aceste instituții nu contestă imită, cineva conținutul. Aceste instituții verifică legalitatea. Măsura în care acordul conține prevederi care nu sunt în totalitate conforme legii, atunci, cu acordul părților, numai și numai cu acordul părților se pot face modificări asupra conținutului, astfel încât acesta să devină în perfectă concordanță cu legea și să poată primi forța juridică ca să poată să fie pus în executare Am înțeles. să mulțumesc mult de tot, Daniela. Sperăm că cu această ocazie să se micșoreze termenele din instanță să avem cât mai puține procese în instanță lucrurile să evolueze Într-un ritm un pic mai alert, cu mai multă discreție și poate să fim un pic mai buni. Și eu vă mulțumesc pentru invitație. Într-adevăr, sperăm ca medierea să, să capete amploare din ce în ce mai mult la noi în țară. Ar fi și păcat să nu, să nu dăm încredere acestei instituții și să nu avem convingerea că, într-adevăr, putem să soluționăm toate conflictele, neînțelegerile dintre noi și altfel decât pe calea instanțelor de judecată, pentru că acest lucru înseamnă, în ultimul rând, și o evoluție a noastră ca societate. Este un pas pentru noi. Mulțumesc mult, vă mulțumesc și vouă și vă aștept la următoarele emisiuni Avocat Net TV. O seară frumoasă! Produced by LTV.